Kosovo-România 0-3 Prima victoria tricolorilor cu Mircea Lucescu pe bancă. Duelul Kosovo-România s-a încheiat. Partida a fost disputată în prima etapă a noului sezon din Liga Națiunilor. Mircea Lucescu s-a întors la echipa națională după o pauză de 38 de ani. Meciul dintre Kosovo și România s-a încheiat cu victoria țării noastre, scor 0-3 partida de la Pristina a fost primul meci al tricolorilor UD după Euro 2024, competiție în care au ajuns până în optimile de finală. Kosovo, Romania 0-3 Scorul a fost deschis de Denis Mann, care a punctat de la 15 metri. El a înscris cu un șut la colțul lung. Următorul gol a fost înscris de Răzvan Marin, care a punctat de la 11 metri, cu un șut puternic al treilea punct a fost înscris de Denis Drăguș. Jucătorul a înscris simplu, din șase metri, după un sut respins al lui Valentin Mihailă din partea dreaptă. Echipele de start Echipele de start au fost următoarele. Kosovo, Muric Vojvoda, Amir Rahmani, Aliti, Pacarada Zegrova, Berisha, Rex Becaj, Rashika Murichi, Aslani. Rezerve, Becaj, Avdili, Hadergjonaj, I. Krasniki, Delova, Muslija, Albion Rahmani, E. Krasniki, Emerlau, Sahiti, Radani, Selmani. Selecționer, Franco Foda. România, Niță Rațiu, Barcă, Drăgușin, Bancu M. Marin Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila Drăguș. Rezerve, Târnovanu, Le. Popescu Mania, Ghiță, Alibec, Artian, G. Pușcaș, I. Hagi, Fele Coman, D. Olaru, Al. Mitriță, de Sorescu. Selecționer, Mircea Lucescu. Mircea Lucescu s-a întors la echipa națională după o pauză de 38 de ani. Duelul a fost unul special, în contextul în care Mircea Lucescu s-a întors la echipa națională după o pauză de 38 de ani. El Luceu a făcut mai multe modificări la nivelul lotului. El a transmis un mesaj înaintea meciului. Este o echipă care s-a calificat la campionatul european, Nere România. A făcut performanță acolo. Ieșind din grupe de pe primul loc este o echipă care a acumulat experiență în această perioadă, o echipă motivată. O echipă dispusă să facă toate eforturile posibile pentru a face încă un pas înainte, o eventuală calificare la campionatul mondial. Noi suntem aici să jucăm fotbal într-o competiție europeană. Fiecare dintre echipe încearcă să aducă în teren ceea ce are mai bun. Eu mă aștept la o atmosferă sportivă, indiferent ce suporterii își vor permite să facă. Mă aștept la o atmosferă sportivă indiferent ce își va permite să facă unul sau altul dintre suporteri. Meciul se joacă pe teren. Mă aștept să nu fie incidente, să fie fireplay. Nu-mi fac griji. Atmosfera să fie în tribune, pe teren sunt două echipe care joacă. Am nevoie de un translator din limba română. Eu nu vorbesc în engleză, că sunt selecționerul României. Trebuie să ne respectăm, a spus Mircea Lucescu.